Bun venit la Zbă Show, episodul al doilea în care voi vorbi numai despre mândrie, gaming și alte elemente comice care aparțin acestor două, să le spun, specii. În prima parte o să vorbesc despre mândrie. Mândria pentru unii oameni înseamnă ceva prin a te face cunoscut, pentru alți oameni înseamnă ceva prin a te da mare, că ești Arnold Junior sau fiul lui Băsescu sau nepotul lui Becali și pentru alții este un lucru care este folosit când trebuie, dar de foarte multe ori deloc. Depinde și de om și de firea lui, cum e, ce gândire are și alte chestii. Hai că deja devin filozof. Pentru început am să vă prezint, cum să spun, niște concepții ale unor personaje foarte cunoscute din lumea Facebook-ului. Sau teoretic că ar trebui să fie cunoscute, ca să mai râdem și noi puțin. Niște fetițe care până la 14 ani au început să devină mândre foarte și tot așa despre ele, persoana lor și să cam exagereze cu treaba asta. Dar nu numai de fete, o să mă iau și de băieți, căci cunosc și de aceștia destui. Prima de care mă voi lua este supradoză de vise, cunoscută sub numele ei real de Antonia Maria. Este o tipă mult, mult prea mândră, ca să mă exprim frumos, de persoana ei, ceea ce pe mine uneori mă amuză. Postează tot felul de lucruri uneori ridicole. No, spre deosebire de alte fete care pe la vârsta asta totuși se pozează până la urmă teoretic decent, ea uneori își face poze total aiurea, fără nicio legătură cu persoana ei, cum spunea Zmente la un moment dat, cum să-ți faci poze pentru Facebook sau cum să nu îți faci poze pentru Facebook. A doua persoană ar fi o fostă prietenă de-a mea, dar nu vreau să intru în detalii, că a fost în trecut ce a fost și nu prea mi-aș dori să-mi bag joc de ea, cum să zic, neapărat prin poze și așa, dar pot să vă spun că aia era mai ceva, era un fel de Bianca Drăgușanu pe varianta de 14 ani, deci total aiurea, fără niciun rost, un fel de copilă neînțeleasă până la urmă. Pe a treia tipă, cred că o știți din episodul trecut, este vorba de Cătălina cu Y, Cătăl-Y, na, tipa aceea mult prea cunoscută prin Facebook-ul ăsta, așa că nu are rost să mai intru în detalii. Deci ea e specimenul ăsta până la urmă neînțeles, e ca un fel de, cum spunea Zmentă la un moment dat, specii de oameni din manele, exact la fel e, deci nu are rost să intru în detalii, că e o pierdere de vreme. Aici, practic, este vorba de niște băieți care nu prea s-au uitat cu atenție la anumite chestii despre care spunea cum să nu-ți faci poze, că vor ieși total ridicole, vorba lui Zmente. Așa că am ajuns printr-o extorsiune să-i cunosc prin Huxball. Sunt niște personaje tare ciudate. Nu pot să zic că, nu știu, că niște necunoscuți sunt cunoscuți, dar uneori ciudați. Se vede și din pozele lor, deci nu mai are rost. Tud, Coca, Silly, n-are rost să stau să-i enumăr pe toți, că sunt destui. Deci găsiți pe Huxball câți doriți, fie la pro, fie la nobs. M-am lățit așa mult cu prima parte, acum hai să vă spun și despre a doua, gaming-ul. În gaming, fie el FIFA, Huxball, Counter, PES sau orice alte jocuri mai jucați voi, poți găsi persoane, unele de treabă, altele total
aiurea, diferă de la fiecare la fiecare. Așa că eu pur și simplu am întâlnit unele persoane total ciudate, de care pur și simplu m-am mirat, există. Alte persoane total ca lumea, deci ok, gen Torje, Bless și alte persoane, Cristi, Vali, Roxy, Mădă și tot așa, deci persoane care joacă Counter și Hacksball într-o bucurie, dar sunt persoane foarte ok, până la urmă nu sunt ca toate celelalte. Așa că am intrat să vă spun despre chestia asta ca și cum v-aș povesti despre nunta lui Vasile, dau un exemplu. Deci, nu are rost, că până la urmă și voi ați întâlnit prin jocurile online și oricine întâlnește, dacă are treabă cu viața virtuală, fie jocuri, fie Facebook, fie alte rețele de socializare, MES, Twitter, Instagram și toate genurile, deci nu are rost. Așa că hai să vă spun și să vă arăt niște persoane. Bă, sigur, la fete o să le dați cerere pe Facebook, sunt convins. Hai să începem. Hai să vorbim și despre comicitate. Aici n-ai ce spune, de exemplu, rateri imense în cazul în care joci fotbal, jocuri de fotbal, adică, sau la Counter, când ratezi ținta chiar dacă l-ai la un metru în față, sau în alte jocuri. Bă, fiecare joc are chichițele lui. Găsești multe, deci nu există server, cameră de Hacksball sau orice altceva în care să nu vezi cel puțin mult 2-3 faze comice pe zi, dacă nu din 2 în 2 sau din 3 în 3 ore. Așa că n-are rost să pierd aici timpul. Sper că v-a plăcut acest episod, puteți să vă abonați, să dați like, comentariu și orice altceva, dați un share pe Facebook sau oriunde, ca să râdă și tovarășii voștri, dragi tovarăși comuniști. Și orice altceva, să ne auzim cu bine și multă sănătate. Hai, salut!